Salutare First Player, iată-ne cu un nou joc de la Gameloft, se numește Gods of Rome. Vrea să fie un fel de Infinity Blade combinat cu acele jocuri tipice de bătaie pe care le-am văzut în ultima vreme. Nu e chiar Mortal Kombat X, e mai aproape de Injustice, doar că nu putem să ne mișcăm în timpul jocului, ci doar să atacăm. Ok, am jucat ceva până acum și avem două personaje deblocate deocamdată. V-am spus că jocul vine de la Gameloft și trece în următoarea luptă. E gratuit în Play Store, în cazul în care vă întrebați. Și se luptă Hippolyta cu Hippolyta. Nu este o bătălie prea spectaculoasă. Este un joc bazat pe legendele Olimpului, o să avem o grămadă de creaturi, îl avem pe Hades, îl avem și pe un personaj numit Julius și Vercingetorix, greu de pronunțat. Animații foarte arătoase și acum ne batem pe o corabie. Dacă este să mă dau cult, cred că se numește Triremă embarcațiunea. Gods of Rome. Animații spectaculoase și hai la luptă. Ok, cu swipe este atacul de bază. De fapt, nu, cu tap este atacul de bază, cu swipe este un atac mediu și când se încarcă această bară, facem un atac special care ia foarte mult damage. Dacă ținem apăsat pe ecran, parăm. Dacă ținem apăsat pe ecran în dreapta, încărcăm lovitura. Ținem apăsat în stânga, parăm și tot așa. Problema e că, din câte am văzut până acum, damage-ul se păstrează între lupte. Deci dacă iau damage acum, lupta următoare o să fiu afectat. Hippolyta are avantajul că dă și poison după atacurile sale. Lupta a fost ușoară, bănuiesc că la un moment dat o să mă lovesc de un paywall. Pentru că până acum, din câte am jucat, totul a fost foarte ușor. Am făcut și level up. Ok, văd că primim și un bonus dacă trecem mai departe. Ne vom lupta cu un fel de zombie, cel puțin așa pare. Tenebros. Este villainul principal al jocului Tenebros, iar Shade pare să fie un minion al lui care este pus pe fapte mari. Îl alegem pe Julius și putem să-l și vindecăm ca să aibă HP mai mare. Hai să-l și vindecăm. Panacea este un DJ din câte știu eu. Hai să ne batem cu Shade. Sunt multe creaturi aici pe care personal le știam din mitologia romană. În fine, probabil puse din burtă sau luate în alte mitologii. Sau, din nou, nu le știam din mitologie. Un cutscene destul de lunguț înainte de luptă. Îl așteptăm pe Shade să apară. Bănuiesc că Julius vrea să fie Cezar. Și-a dat mult silința Gameloft să facă toate aceste animații unice. Acum vom para. Nu prea are rost să parez când dinamicul încarcă o lovitură ultra puternică. Ce regret eu e faptul că nu mă pot mișca înainte, înapoi, dreapta, stânga. Pot doar să atac. Tap pentru atac normal, swipe pentru atac mediu. Țin apăsat pe ecran în dreapta pentru a încărca un atac puternic. Țin apăsat în stânga pentru parare și tot așa. Văd și o bară verde în dreapta ecranului. Acolo își încarcă inamicul lovitura sa specială și dacă suntem prea departe, unor putem rata un atac. Era să o încurcăm și nu prea stă bine. Și KO. Am primit niște monede, niște XP. Mai departe văd că ne batem tot cu Shade. Ceea ce devine enervant și redundant. Primim și recompense. Hai să venim în meniul principal, în care găsim bătălie. Avem zona de templu, în care primim niște orbs. Ce pot include personaje noi și tot felul de itemuri. O să-l avem pe Zeus la un moment dat, Hades, Athena, tot Panteonul. E la dispoziție. Nu este nici God of War, nu este nici jocul acela de pe iOS pe care l-am jucat ceva vreme în urmă. Îmi scapă cu numele său. În fine, încă un orb. Este foarte greu să obții personajul nou, e bine, iată. Să sperăm că îl obținem pe Atlas eventual. Acesta este un sclav de culoare. Se numește Masinissa. Pare supărată, are o suliță și un scut. Mi-aș plăcut mai mult Atlas.
Fiecare luptător poate fi upgradat. Aici avem niște sfere care ne dau personaje și mai hardcore. Ok, iată echipa care avem până acum. El este Julius. Acestea ar fi un fel de abilități speciale. Secret Skill, Bonds, Skills. Iar Ultras sunt atacurile astea de speciale, dar e nevoie să facem upgrade. Putem să vindem personajul, putem să-l upgradăm folosind aceste itemuri speciale. Iată și inventoriul. Mercur apare ca pop-up și ne învață ce să facem. Aici avem niște gifturi în plus, care mă întreb cum le putem obține. Ah, costă bani, evident. Cumpără gems, după cum așteptam. Suntem level 4, văd că Hades apare aici, ca bonus. În fine, revenim la gameplay. Și cred că ne vom bate din nou cu Shade. Observați în partea de sus a ecranului că avem un energy meter, destul de generos, eu zic că 30 de unități, e binișor. Să o punem pe Hippolyta să se bată, da, dar o vindecăm înainte. Nici nu vreau să mă gândesc ce facem când se termină panacea. Ce îmi place la acest joc? Varietatea creaturilor, animațiile. Și pot să zic că nici luptele nu sunt rele, doar că regret foarte mult faptul că nu prea ne putem mișca. Iată, acest Shade are scut de această dată. Mi-am amintește de jocul, dacă este să compar, o să vi se pare ciudată comparația, Battle Arena Toshinden, care l-am jucat pe PlayStation 1 în anii 90. Cred că prin 96 îl jucam, vă dați seama. Dacă îl compar cu un joc din 96, nu este prea flatant pentru Gameloft. Hai să zicem, grafica arată mai bine. Dar în Battle Arena Toshinden puteam să mă mișc. La fel cum avem shootere statice din vina celor de la Glu, așa avem jocuri de luptă statice din vina celor de la Gameloft. Este un nene cu barbă, dacă e viking, nu? Este Vercingetorix, care dacă nu mă înșel era un gal care a inspirat poveștile despre Asterix și Obelix. Julius e rănit rău, Hippolyta e rănită și ea, dar cred că face față totuși. Personajul Vercingetorix poate să ne scadă rage-ul în vreme ce noi avem un poison. Este un gal foarte nervos. Cu puțin noroc, dacă în studioul Gameloft din România a participat la acest titlu, o să avem și niște, nu știu, daci, traci, zamolxis, cine știe, rămâne de văzut. Mai ales că ne-am bătut cu romanii și nu a fost o luptă chiar ușoară pentru ei. Drăguțe efecte, îmi imaginez cum o să arate luptele peste vreo 10 nivele, când o să ai mai multe abilități, ai eventual și summon. Asta a fost un atac mărșav. Și cred că încă o lovitură sau două și galul o să fugă după poțiune la Obelix și S.A. Și gata cu galul. Victorie, XP, monede. Și am primit și niște recompense. Și un cub. Hai să vedem ce se află în cub. Foarte multe recompense, până acum mă declar încântat. Dar, din nou, mă aștept la un paywall, undeva pe la, eu știu, 30% din campanie. Oh, avem 3 sfere. Hai să le deschidem. Sunt niște amfore și un cristal. Nu sunt personaje, din păcate. Îmi place atmosfera acestui joc. Îmi amintește de God of War, deși acela este pe bază de mitologie cu zei din Grecia. Acum suntem în partea romană. Practic aceiași zei, dar se numeau altfel. Plus minus 1. Și sincer nu știu dacă romanii aveau și titani. Grecii aveau titani, dar la romani chiar nu mi-am minte să fie avut. Unii spuneau Zeus, alții spuneau Jupiter. Unii spuneau Neptun, alții spuneau Poseidon. Cam astea erau diferențele între greci și romani. Oricum, toată arhitectura și cultura romană e copiată de la greci, dar despre asta altă dată. Avem o steluță, hai să vedem ce se întâmplă dacă o spargem.
Văd că avem personaje cu două steluțe, ceea ce este mare lucru și sper să obținem ceva mai acătării. Vercingetorix, bun, bun. Având două steluțe, cred că poate fi upgradat mai baban decât cei de până acum. Ok, avem sfere. Abia aștept să deschid pe cea cu Epic. Poate pun mâna pe Hades. Și vom merge acum la templu. Dar nu aici. Mai degrabă la team. Apăsăm pe Vercingetorix. Vedem ce înseamnă bonds. Bonusuri pentru întreaga echipă. Atunci când luptătorii care au un bond sunt puși în aceeași echipă. Am înțeles. Secret skill. E blocată deocamdată. Skills. Avem două skill-uri. Calm și Drain Rage. Care o să le aflăm foarte curând. Și avem și 3 atacuri, deci deja este un plus. Hai să și facem echipa. Dacă avem cum. Ar fost drăguț să avem un buton de equip sau ceva de gen. În fine. Hai să trecem întâi la luptă și apoi să vedem ce putem selecta. Avem și PvP. Apare, nu avem voie să jucăm PvP până ce nu mai completăm din poveste. Iată modurile principale de joc. Avem Story Mode, Special Events și PvP. Sunt la nivelul 4, la nivelul 6 o să am voie să-l accesez. Am jucat capitolul 1, vreo 3 quest-uri. Apoi urmează al 4-lea, capitolul 2, 3, 4, 4 capitole sunt. Și vom ajunge chiar în Tartar, adică în iad, nu în sosul Tartar. Aici să vedem ce personaj adăugăm în partiul nostru. Să fie Vercingetorix. Și o locuim pe Hippolyta cu acest băiat care seamănă cu LeBron. Să înceapă quest-ul. Nu vrem upgrade. Sper să mă lase să joc. Chiar dacă n-am făcut upgrade. Și din nou. Și îl trimit la înaintare pe bravul nostru Gal, care are statisticile mult mai bune decât acea creatură din iad. Și să înceapă mătrășala. Foarte rapid Vercingetorix. Lui se încarcă o bară compusă din două elemente, ca în jocurile Injustice și acel joc de wrestling WWE. Abilitatea sa specială este pur și simplu o bastârcă peste față. Se încarcă bara atât când luăm lovituri, cât și când dăm. Și se încarcă foarte... asta a fost o lovitură tare. Am făcut KO înainte să se încarce bara din nou. Interesant că am fost avertizat de către joc, urmează o bătălie grea, dar a fost mult mai ușor decât ce am avut înainte. Să trecem la următoarea. Jocul e chiar ușor, pot să zic. Cyclops. Al cărui ochi nu-l vedem. Ați văzut că sunt niște diferențe de stats. Se scad puncte, se adaugă puncte în funcție de clasă și tot felul de afinități. Suntem în arena acum, mă aștept să apară Russell Crowe, gladiatorul. Opa, un ciclop mare și furios. Un buzdugan, la fel de mare. Va fi foarte interesant de văzut cum arată PvP-ul, asta când ne mai jucăm un pic și îl deblocăm. Acolo chiar o să ne întâlnim cu o grămadă de zeități, cu Athena, cu Zeus, Hermes, Hades și toată gașca. Sunt curios dacă este și Afrodita și Diana. Hercule poate? Deși nu știu dacă romanii l-au avut pe Hercule sau nu. Poate inspira poporul la revoltă. Asta nu se rădea împăratului.
În principiu, ce fac eu acum este numește button mashing și s-a dus și ciclopul. Pot să zic că în afară de aspectul de corecționare a personajelor și de grafică, nu sunt foarte impresionat. Jocul e distractiv ce-i drept, dar nu-mi place faptul că nu mă pot mișca. Aștept PvP-ul, cam acestea ar fi primele impresii despre Gods of Rome. Promite, ce-i drept. Îmi place mai mult decât Sniper Fury de la Gameloft. Și sper că și eu îmi pot schimba echipamentul. Până acum l-am văzut pe Shade în trei versiuni. Una cu scut de roman, aceasta cu sabie curbată și scut cu țepi și prima variantă. Deci poate pe viitor o să pot să dotez și eu personajele cu arme speciale. Și gata, încă o luptă. Ok, acesta a fost first play-ul de la First Play.lo pentru Gods of Rome de la Gameloft. Ne-am distrat, am evoluat, am upgradat, am primit amfore și o să revenim cu o recenzie când mai jucăm și ajungem și la PvP. La revedere!